Ziua Națională a României a fost marcată și la Catedrala Arhiepiscopală din Roman. În cursul dimineții a fost oficiată slujba de Tedeum de înalt preasfințitul Părinte Ioachim. Arhiepiscopul Romanului și Bacăului a vorbit la final despre importanța sărbătorii de astăzi și despre datoria de a păstra și cultiva valorile neamului românesc. 1 decembrie este ziua nașterii României ca stat unitar și independent între statele moderne ale lumii. O zi a recunoștinței față de conștiințele acestui neam care și-au consumat viața sacrificându-se pentru un ideal și care au considerat că niciun efort nu este îndeajuns de mare pentru binele acestui popor binecredincios și binecuvântat. Ei sunt părinții națiunii noastre, iar geniul lor va rămâne neșters în memoria istoriei neamului nostru românesc. Datoria noastră este de a purta cu cinste oriunde în lume numele sfânt de român. Credința, obiceiurile, libertatea, graiul, cultura, pământul țării sunt patrimoniul spiritual pe care ni l-au lăsat în grijă înaintașii și pe care avem datoria de a-l conserva și promova împlinind peste timp testamentul străbunilor acestei națiuni. Să purtăm în noi așadar curajul și demnitatea voievozilor, hotărârea și spiritul de sacrificiu al eroilor, libertatea și entuziasmul scriitorilor și a poeților naționali, credința și speranța sfinților neamului și ale sfinților din toată Ortodoxia, să înălțăm în această memorabilă zi gândul către Dumnezeu Mijlocitorul în rugăciunile de bine și de liniște pentru țară și pentru locuitorii ei binecredincioși. Înalt preasfințitul Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului.